Vom citi în această seară din Exodul, capitolul 32. Vom citi primele 14 versete și apoi de la versetul 30 până la 35. Pagina 95 în traducerea lui Cornilescu. Exodul, capitolul 32. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu ca să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aaron le-a răspuns: scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor și fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-au adus la Aaron. El a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat și ei au zis: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat de dimineață și au adunat, adus arderi de tot și jerfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Domnul a zis lui Moise: scoală și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-a bătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, au adus jerfe și au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui și pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii: spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți: voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta pe care am vorbit și ei au o vor stăpâni în veac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care îl spusese că vrea să-l facă poporului său. Versetul 30. A doua zi Moise a zis poporului: ați făcut un rău, un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul, poate voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Moise s-a întors la Domnul și a zis: ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Domnul a zis lui Moise: pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îi voi șterge din cartea mea. Du-te, dar, și du poporul unde ți-am spus. Iată, îngerul meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării mele îi voi pedepsi pentru păcatul lor. Domnul a lovit cu urgie poporul pentru că făcuse vițelul făurit de Aaron. Amin. Să ocupăm locurile. Am sărit în mod intenționat peste o porțiune destul de mare din Cartea Exodului. Practic, sunt textele care vorbesc despre facerea cortului întâlnirii. Moise a zăbovit foarte mult pe munte pentru că nu a primit doar tablele legii, ci a primit instrucțiuni foarte clare cum să construiască cortul întâlnirii. Tema noastră aleasă este în drum spre țara promisă, dorind să găsim pentru umblarea noastră creștină câteva lecții practice din călătoria poporului evreu spre patria promisă de Dumnezeu. Și de aceea am sărit peste partea aceea cu cortul întâlnirii, urmând să avem, probabil la sfârșitul lecțiilor noastre, o întâlnire sau două speciale numai despre cortul întâlnirii, pentru că
obiectul acesta este absolut unic în istorie, este un proiect divin și veți vedea la fiecare obiect intervenția și mâna lui Dumnezeu în viața poporului prin crearea acestui cort al întâlnirii și a tuturor obiectelor, de la masa pentru punerea pâinilor înaintea lui Dumnezeu, altarul de temuiere, chivotul cu cei doi heruvimi, altarul mare care stătea în curte, sfeșnicul cu cele șapte brațe. Toate acestea au fost arătate de Dumnezeu lui Moise pe munte, de aceea Moise a stat multă vreme pe munte. Când lipsesc oamenii lui Dumnezeu, poporul nu mai are răbdare și ați auzit ce s-a întâmplat în perioada aceasta. Moise stă de vorbă cu Dumnezeu și poporul construiește un idol la poalele muntelui. În seara aceasta, tema pe care am ales-o, am intitulat-o În spărtura zidului. Dar, așa cum avem un bun obicei, este să repetăm principiile care le-am învățat până acum, repetându-le de fiecare dată, poate ne rămân unele din ele în minte. Primul lucru l-am învățat că Dumnezeu cheamă oameni și nu așteaptă voluntari. Moise nu este un voluntar care a zis, Doamne, trimite-mă pe mine, că și așa n-am de lucru, sunt pensionar. Nu? Dumnezeu își alege oameni pe care El îi califică pentru lucrarea la care îi cheamă. Am învățat în al doilea rând că Dumnezeu lucrează întotdeauna cu vase zdrobite. I-a trebuit lui Moise foarte mulți ani ca Dumnezeu să zdrobească personalitatea aceea formată la curtea lui Faraon, nu? În toată înțelepciunea Egiptului, la oi, 40 de ani, singur pe câmp, nu? La un moment dat, Moise spune, Doamne, acum chiar că nu mă mai calific absolut deloc, trimite pe altcineva, nici nu mai știu să vorbesc. Dumnezeu lucrează cu oameni zdrobiți. Am învățat apoi, în al treilea rând, că Dumnezeu vorbește și astăzi. La rugul aprins, Dumnezeu a inițiat o discuție cu Moise. În primul rând, Dumnezeu vorbește ca să ni se reveleze, să ni se descopere. Dumnezeu ne vorbește ca să ne umilească, să sănească respect în noi și Moise se închină înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne vorbește și să ne dea o însărcinare specială pentru viața care urmează de acum încolo. Apoi, în al patrulea rând, la patra lecție, am învățat că atunci când ești sub presiune, este bine să alegi la Domnul. Moise vine, se prezinte poporului și în loc să iasă lucrurile bine, parcă suferințele se întețesc și Moise devine dintr-o dată vinovat pentru suferințele unui întreg popor. Și Moise știe ce să facă, se duce la Dumnezeu. În lecția 5 am învățat că sângele mielului ne răscumpără din moarte. Primii născuți din împărăția lui Faraon mor, dar evreii supraviețuiesc în noaptea aceea pentru că poarta lor este unsă de sângele mielului pascal. În lecția numărul 6 am învățat că Dumnezeu, atunci când suntem cu Dumnezeu, nu există imposibil. Faraon cu armata lui este în spate, tot poporul a intrat pentru o strâmtoare pe o plajă pe malul Mării Roșii și nu era altă soluție decât imposibilul să treci marea pe partea cealaltă. Și Dumnezeu este specialist în imposibilități și usucă marea ca poporul lui Dumnezeu să treacă pe țărmul celălalt. În lecția numărul 7 am învățat că experiențele pustiului ne maturizează. Nu trebuie să ne plângem de necazuri, de probleme, de suferință, de eșecuri în viață, pentru că toate astea contribuie la maturizarea noastră creștină. În lecția 8 am învățat că în pustiu putem să învățăm lecții foarte practice, foarte importante pentru viața noastră. Și săptămâna trecută am învățat despre cele 10 porunci, legile lui Dumnezeu, care sunt date pentru binele umanității.
Iată ce spune Sfânta Scriptură. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Deci Moise primește din partea lui Dumnezeu cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu, în timp ce fratele lui, Aron, nu, se lasă dus de popor într-o rătăcire cumplită, într-un păcat, împotriva Dumnezeului care dă cele 10 porunci. Construiește un vițel de aur. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Să știți că întotdeauna poporul, în general, chiar poporul Domnului, are niște inclinații nu prea sănătoase. Are inclinația să uite slava lui Dumnezeu și experiențele majore care le-a avut cu Dumnezeu. Să știți că în timp nu este o distanță foarte mare de la trecerea Mării Roșii. Nu este o distanță foarte mare de la Mara, de exemplu, când apele acelea mare au devenit bune. De curând au primit pâinea care se pogoară din cer, mană. Deci au fost martori la minunile lui Dumnezeu. Au văzut victoria împotriva lui Amalec. Nu știu de ce, întotdeauna, noi ca popor al lui Dumnezeu avem minte scurtă când e vorba să ținem minte minunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Ne lăsăm întotdeauna fascinați de dificultățile vieții, de necazurile zilei și uităm experiențele trecutului. Dacă sunteți atenți la citirea Bibliei, veți descoperi că foarte des apare în Sfânta Scriptură repovestirea ieșirii poporului lui Dumnezeu din Egipt. Dacă nu greșesc, cel puțin de 6-7 ori există în Vechiul Testament, în Psalmi, repovestit încă o dată cum i-a scos Dumnezeu pe evrei din Egipt. De ce credeți că, ca să nu uităm și să nu uite poporul istoria aceasta extraordinară a minunilor lui Dumnezeu? Apoi poporul lui Dumnezeu are înclinația aceasta să ia decizii neînțelepte, mânate și dictate de împrejurări, de cine știe ce sentimente. Nu știm ce s-a făcut cu Moise ăsta, tot îl așteptăm, ne-am plictisit, poate s-a întâmplat ceva cu el, avem nevoie de un Dumnezeu să ne călăuzească de azi înainte. Luăm decizii lipsite de înțelepciune și ne bizuim pe înțelepciunea noastră și nu cerem răspuns de la Dumnezeu. Uneori credem că până și Dumnezeu e foarte de acord cu ideile noastre grozave. Putem să luăm decizii absolut nefaste în momente din acestea de lipsă de înțelepciune, care să ne ruineze practic în întreaga viață. În al treilea rând, poporul Domnului are inclinația aceasta să se dedea la păcat. Puteți să citiți de foarte, uitați în 32:5, versetul 5 și 6, capitolul 19, versetul 25. Nu i-a învățat Moise pe evrei absolut deloc decât să aducă jertfe, nu? Să aducă jertfe. Au adus jertfe, s-au așezat însă să mănânce, s-au apucat de băut și le-a venit apoi și chef să danseze. Nu era nicăieri în ritualurile învățate de la Dumnezeu asemenea obiceiuri, dar și-au adus aminte de ele din Egipt, probabil. Un alt lucru care este foarte șocant este că poporul lui Dumnezeu este gata întotdeauna de sacrificiu pentru idoli. Pentru idoli suntem imediat capabili să facem sacrificii majore.
Acum, eu nu vreau să necăjesc pe nimeni, dar mulți dintre noi avem idoli în care am investit bani foarte mulți, nu? De la mașinile noastre, nu? De la casele noastre, de la cine știe ce alte obiecte în care băgăm foarte mulți bani și suntem extrem de zgârciți când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Ei, când e vorba de vițel de aur, imediat toți cerceii sară, nu? Ia apucă-te tu și dă cerceii jos de la doamne sau domnișoare, nu? Pentru alte, dăm cerceii la misionari. Nu? Ajutăm răspândirea Evangheliei în toată lumea. Pentru asta nu vin cercei absolut deloc jos. Dar când e vorba de vițel de aur, întotdeauna oamenii sunt capabili de sacrificii foarte mari. E bine, după păcatul ăsta, nu numai că au făcut un idol și veți vedea că idolul ăsta nu este absolut deloc întâmplător. Când am studiat cele 10 urgii, ați văzut că urgiile lui Dumnezeu au venit împotriva idolilor, a dumnezeilor falși a Egiptului. Cred că, dacă nu greșesc, am enumerat cel puțin vreo 15 dumnezei falși, împotriva cărora Dumnezeu a dat aceste urcii să nimicească, de fapt, în mintea egiptenilor, închinarea și respectul față de idole, aceea pe care urgiile lui Dumnezeu i-a dovedit incapabil și neputincioși. Nu întâmplător, evreii construiesc vițel de aur. Dacă vă aduceți aminte de la urgia 5-a, care a fost șuma vitelor, nu? Dumnezeu a făcut un act de răzbunare împotriva lui Apis, zeul sau boul Apis. Boul ăsta avea un disc solar între coarne, așa. El se ocupa de fertilitatea cirezilor, nu? Dacă te închinai la zeul ăsta, vacile făceau mai mulți viței sau cine știe, dădeau mai mult lapte. Dar se ocupa și de viața după moarte, zeul ăsta, Apis. Acum evreii care în mod general erau crescători de animale, de-aia au băgat în ținutul Gosen, crescătorii de animale, spune Sfânta Scriptură, că erau o urâciune pentru faraon. Încă de la Iacov, când a venit Iacov și s-au mutat, i-a băgat acolo mai deoparte să nu-i vadă faraon, pentru că n-avea respect faraonul față de văcari, eu știu, ciobani și așa mai departe. Evreii probabil au rămas cu respect și cu nostalgie după timpul acela, nu? Când turmele lor erau prospere, nu? Și din toți zeii Egiptului, de ăsta și-au adus aminte, domnule, au făcut un bou Apis, un vițel de aur pe care l-au declarat Dumnezeul lor. Toți și-au scos cerceii de aur din urechi și au dus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Moise este pe terminat cu meeting-ul pe care îl are cu Dumnezeu pe munte, a primit nu numai cele două table ale legii, dar a primit și instrucțiuni precise cum să construiască cortul întâlnirii și toate obiectele cortului. Și acum, când s-a sculat ca să vină jos de pe munte, cuvântul lui Dumnezeu este foarte interesant și am să-l mai citesc încă o dată. Moise s-a întors, coboară de pe munte cu cele două table, ținea cele două table în mâinile lui. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, în tabără este un strigăt de război. Iosua interpretează că strigătele acestea e război, am fost atacați, nu? A venit Hezbollah, au venit arabii, nu? Moise ascultă mai atent și zice, nu, strigătul nu ia deloc nici strigăte de biruință, nici de biruitor, ceea ce aud este glasul unor oameni care cântă. Au niște bețivi care cântă.
cântau, se lăfăiau frații, băuseră bine și acum se apucaseră la dans în fața vițelului de aur. Reacția lui Moise este tulburătoare. Iată altarul vițelului de aur, păstrat și astăzi, din păcate, este o zonă interzisă încă de Arabia Saudită, doar câte un reporter mai curajos a reușit să intre în zona aceea, este înconjurată pur și simplu, pentru că arabii nu sunt deloc interesați în progresul creștinismului sau a iudaismului. Stâncile acestea, de fapt, au fost altarul pe care a fost pus vițelul de aur făcut de către Aron. Iată că pe pietrele acestui altar sunt scrijelate până în zilele noastre desenele acestea, care sunt tot boul Apis, desenat probabil de evrei încă din timpul acela, rămas martor până astăzi. Bineînțeles că imediat urmează judecata lui Dumnezeu. Este o judecată pe care evreii și-au căutat-o singur. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu, spune Dumnezeu, și au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, au adus jerfe și au zis: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise: văd că poporul acesta este un popor încăpățânat, acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. O judecată pe care evreii și-au căutat-o singuri, puteau să scape de ea. Nu este decât produsul imaginațiilor bolnave și dorinței lor de a se închina unui Dumnezeu fals. Dumnezeu oferă lui Moise un alt plan. Aici aș vrea să fac o mică paranteză și să vă spun că dacă Moise n-ar fi fost un lider adevărat, un om zdrobit, un om care a căutat mai degrabă slava lui Dumnezeu și triumful poporului lui Dumnezeu, s-ar fi bucurat foarte tare, nu? Bine faci, arde pe ăștia, scăpăm de ei, că sunt niște păcătoși mizerabili, un popor încăpățânat, nu? Dar, Doamne, ai o idee formidabilă. Uite, aici sunt copiii mei, dacă vrei mai iau câteva neveste și facem un popor nou de azi înainte care o să fie complet diferit de ăla pe care ți l-ai ales tu. Moise nu este un asemenea lider firesc, ci este un om duhovnicesc care veți vedea că el caută mai degrabă slava lui Dumnezeu decât slava sa personală. El se gândește la gloria lui Dumnezeu, la numele lui Dumnezeu printre neamuri. Și nu la numele lui, și nu la promovarea sa și a familiei sale. Coborând de pe munte, Moise sfarmă tablele legii. Este un gest, aproape ne vine greu să înțelegem de ce Dumnezeu nu l-a pedepsit pe Moise, că, domnule, dai de pământ cu ceea ce a scris Dumnezeu cu degetul lui. Dar Moise este așa de necăjit că își dă seama că are de-a face cu un popor care l-a abandonat pe Jehova și a ales un vițel de aur și că toate legile astea nu fac niciun sens acum pentru acest popor. Ce face Moise, puteți să citiți mai departe. Moise ia idolul acela și îl sfarmă în bucăți și îl arde în foc, ia cenușa din focul acela, o pune în apă și îi obligă pe evrei să bea băutura asta, să nu mai uită niciodată ceea ce au făcut. Trebuie să ai mare curaj să faci asemenea lucru, nu? După ce l-au abandonat pe Dumnezeu, nu? Moise le arde Dumnezeu și zice: ia bezi voi amărăciunea asta, ca să nu uitați niciodată ceea ce ați făcut. Iese strigătul acela: cine este pentru Domnul să vină la mine? Și Moise spune că a dat ordin leviților
care au omorât aproape 3.000 de oameni, au perit în ziua aceea din popor. Ascultați frazele acestea și îngroziți-vă. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: fiecare din voi să se încingă cu sabia, mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare, ascultați, pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa. Fiecare dintre voi, spunea Moise, se omoare pe aceștia. Predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea lui să vină astăzi peste voi. A urmat un măcel. Închipuiți-vă preoții aceștia, leviții, nu? Înarmați acum, până acum au cântat slavă lui Dumnezeu și au pregătit jertfe pe altar, acum sunt înarmați și au poruncă că dacă fiul lui s-a închinat Dumnezeului fals, să-l taie în bucăți. Fratele, sora, 3.000 de oameni au murit în ziua aceea. Moise este omul care stă în spărtură. Moise este mijlocitorul. Moise mijlocește pentru poporul lui Dumnezeu. În Ezechiel, capitolul 22, versetul 30 la 31, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea, pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Caut un om să stea în spărtură. Moise este un asemenea om care se pune între popor și Dumnezeu. Este gata să se sacrifice, este gata spărtura aceasta care s-a creat, este gata să se pună și să apere numele lui Dumnezeu și viața poporului său. Haideți să vedem cum este un om care stă în spărtură. Pentru că, ascultați-mă, putem să stăm în spărtură și să mijlocim pentru cei aflați în probleme sau să facem spărturi. Putem să stăm în spărtură sau să creăm spărturi. Haideți să vedem cum este omul care stă în spărtură. Omul care stă în spărtură mijlocește înaintea Domnului Iisus pe munte. Ascultați-l pe Moise: pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Merge mai departe și spune: Doamne, dar numele tău, prestigiul tău, mărturia ta înaintea egiptenilor, a tuturor poporilor lumii este compromisă. Dacă tu faci asta, tu vei arăta tuturor că ești un Dumnezeu care n-ai putut să te ții de cuvânt și să-i duci în țara promisă pe poporul tău. Ține minte, Doamne, de promisiunile pe care le-ai făcut părinților acestui popor, Avram, Isaac și Iacov. Moise mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru numele lui Dumnezeu, pentru prestigiul lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă Moise n-ar fi fost un om cu o chemare specială din partea lui Dumnezeu, ar fi făcut ceea ce fac toți ceilalți care produc spărturi. S-ar fi apărat pe sine, și-ar fi apărat gloria și numele și prestigiul lui și nu s-ar fi sacrificat pentru popor. Moise însă este gata să se angajeze și jos în vale, în acțiune, nu numai sus pe munte, în discuția cu Dumnezeu. Jos în vale, Moise sparge tablele legii. Spune: asta nu mai sunt pentru voi, de acum nu mai sunt vrednici de aceste legi ale lui Dumnezeu. Distruge idolul, îl ia deoparte pe frate sau pe Aron. Este absolut caragios cum se poartă Aron și cum răspunde Aron atunci când este luat la întrebări.
Aron spune, da, au venit la mine, mi-au dat aurul, l-am aruncat în foc și a ieșit vițelos. Wow! Minunea lui Dumnezeu, nu? Ai uitat cât ai dat cu dalta și cu ciocanul și cum am muncit dintr-o dată, nu? Se pare că totuși Moise nu este un om așa de mânios cum îl găsim noi. A fost plin de har și de îndurare cu Aron, nu l-a pedepsit așa cum ar fi meritat Aron în momentele acelea. Apoi distruge idolul, așa cum am spus, îl arde, îl confruntă pe Aron. Cei care nu se pocăiesc sunt judecați, 3.000 de oameni sunt uciși de către leviți exact în noaptea aceea. Și apoi urmează și o urgie a lui Dumnezeu mai târziu peste poporul acesta care a făcut un asemenea act de idolatrie atât de cumplită. În al treilea rând, un om care stă în spărtură are fața strălucitoare pentru că Domnul se bucură de mijlocirea lui Moise. Moise a căutat iertarea și prezența lui Dumnezeu. Domnul aude și răspunde rugăciunii lui Moise, își reînnoiește legământul cu Israel și fața lui Moise strălucește de gloria divină. Numărul 4, iată promisiunea pe care o face Domnul aici. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Pentru că te cunosc, Moise, pentru numele tău, pentru că știu cine ești, te ascult și iert pe nemernici ăștia pe care mai degrabă i-aș arde, spune Dumnezeu, și aș face un alt popor în locul lor. Moise, așa cum spuneam, sfărâmă aceste table ale legii. Aș vrea să citim aici cuvântul acesta atât de extraordinar din Exod, capitolul 34, versetul 6 și 7. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Cred că versetul ăsta ar trebui să ne dea și curaj în același timp, dar și să ne pună pe gânduri, pentru că uneori transmitem următoarelor generații păcatele de care noi nu ne pocăim și nu ne lăsăm. Și Dumnezeu pedepsește până și la a patra generație aceste păcate de care noi nu ne pocăim. Să știți că noi moștenim de la părinții noștri genetic, nu numai cum suntem, cum arătăm și cum suntem construiți. Eu de-abia la 73 de ani am descoperit că am moștenit de la mama o inimă care are o valvă numai cu două clape, nu cu trei. Toată viața am bănuit că nu e ceva în regulă cu inima mea, pentru că nu reușeam să fug mai mult de 100 de metri. La școală, la 100 de metri, mai eram bun, dar mai mult nu reușeam. Noi moștenim, nu numai fizic, lucruri de la părinții noștri, dar moștenim trăsături de caracter, moștenim, eu știu, modul de a vedea viața și de a ne purta, moștenim de la părinții noștri. Și dacă nu am avut niște părinți care s-au pocăit la vremea potrivită să se lase de păcate, noi continuăm păcatele acelea generaționale, din generație în generație, și
până când cercul acela nu se închide, până când nu ne pocăim cu adevărat, noi vom da moștenire mai departe copiilor noștri păcatele sau apucăturile noastre care nu sunt bune. Ar trebui să fim foarte atenți la lucrul ăsta, pentru că Biblia spune foarte clar, Dumnezeu ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, ne iubește până la mii de generații. Dar în același timp și pedepsește fără de legea părinților în copii și copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Să știți că aceste cuvinte nu sunt desfințate de harul Noului Testament, ele rămân. Aici este descrierea lui Dumnezeu, este un portret al lui Dumnezeu, este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până la mii de neamuri. Dar este și un Dumnezeu drept care pedepsește. Ar trebui să ținem cont de lucrurile astea și să ne pocăim de păcatele acelea care putea să fie o pedeapsă pentru următoarele generații. Câteva aplicații practice în încheierea lecției din această seară. Nu uita niciodată ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Uneori, Moise este sus pe munte, nu mai vine, ne plictisim, religia pe care o practicăm pare că nu duce nicăieri și foarte ușor sar cercei de la urechi la vițelul de aur. Și am cunoscut de-a lungul vieții oameni care așa încet, încet, n-au făcut ei păcate mari, n-au făcut cine știe ce, dar au rărit-o cu pocăința, pentru că mai devreme sau mai târziu și-a făcut cât un idol personal care i-a îndepărtat de Dumnezeu. Nu uita niciodată ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Sunt momente în care prezența lui Dumnezeu nu va fi atât de activă. Dacă vă uitați în Biblie, sunt câteva perioade de activitate foarte intensă a Duhului lui Dumnezeu în istorie. Perioada creației, de exemplu, nu? Perioada ieșirii poporului lui Dumnezeu și călătoria spre Canaan. Dar veți citi perioade îndelungate, uneori sute de ani, în care Dumnezeu parcă nu mai lucrează cu puterea care a lucrat înainte. Asta se întâmplă, avem sezoane din acestea și în viața noastră. Atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu este foarte prezent, ne răspunde la rugăciune, suntem foarte atenți la tot ce spune și ce face Dumnezeu, citind Scriptura, căutăm frații și părtășia la rugăciune. Dar încet, încet, avem impresia că Dumnezeu ne lasă. E normal să fie așa, pentru că de copii, când sunt copii mici, ne ocupăm în fiecare zi, învățăm să vorbească, să meargă, să facă și așa mai departe. Stăm cu ochii pe ei. Pe măsură ce cresc, îi lăsăm să meargă singuri. Îi lăsăm să se descurce singuri. Și avem impresia că Dumnezeu a uitat de noi. Nu este adevărat. Dumnezeu este același Tată bun, dar te lasă la vremea maturității să decizi tu singur lucrurile bune și pozitive pe care le ai de făcut. Să știți că eu am lucrat pe șantier și aș fi fost absolut devastat să am niște muncitori din aia care să fi venit tot timpul la mine să spună, șefule, cum trebuie să batem cuiele astea aici? Unde crezi că trebuie tăiat? Ia spune, înseamnă aici, nu? El făcea exact ce zic eu, nu? Băiat de treabă. Dar n-aș fi vrut să lucrez cu oameni din ăștia. Absolut deloc. Nu mi-ar fi mâncat zilele. Îmi plăceau oamenii aceia care știau unde să taie, unde să bate cuie, care știau meserie, nu? Mulți dintre noi credem că dacă suntem pocăiți buni, credincioși, Dumnezeu toată ziua e pe noi și spune, du-te încolo, ia o stângă, du-te la dreapta. Ia, în perioada de copilărie, așa, cred că trebuie face Dumnezeu, dar când suntem mari, ne lasă să mergem singuri, ne lasă să decidem singuri. Dar singurătatea asta ne sperie și avem impresia că Dumnezeu a uitat de noi. Și atunci este momentul extrem de periculos să ne facem idol. Să ne scoatem cercei și să ne facem idoli. Ne găsim un Aron imediat, nu?
Aron este liderul care ascultă de mase, nu? Care ascultă de... Da, poporul a zis asta, nu? O unanimitate, toți au votat, frate, nu? Vor vițel, nu? Vițel facem. Idolatria va fi întotdeauna pedepsită. A fost și va fi întotdeauna pedepsită. De aceea, faceți un inventar acasă să vedeți cum stați cu idolii. Dacă trebuie, arși, scoți afară, duci la garbage, faceți-o până se poate. Se poate renunța la ei. Știți care sunt idolii? Obiectele acelea care devin atât de importante și de speciale, la care nu putem renunța niciodată. Întotdeauna a fost și va fi pedepsită idolatria. Un alt gând este că ajunge întotdeauna un singur om în spărtura zidului. Când vezi că este o problemă undeva, pune-te în spărtura aceea și mijlocește pentru problema respectivă. Nu adânci spărtura care îi. Pentru că cei mai mulți oameni, când văd un zid spart, îl sparg mai departe. Nu? Este o dramă absolut în orașul ăsta, Sarmisegetuza, care a fost capitala strămoșilor noștri, daci, nu? În toate satele din prejurul acestui oraș, sunt pietre luate din fosta cetatea Sarmisegetuza și oamenii și-au făcut grajd, le-au pus fundație la cotețul găinilor sau oilor. Este teribil să vezi pietrele acelea, nu? Cu o semnificație istorică extraordinară, dar asta s-a întâmplat și cu Coloseul de la Roma, de exemplu, nu? Și-au făcut oamenii case, au făcut drumuri din pietrele din Coloseu. Când se sparge un zid, nu? Să știți că există o întreagă teologie a zidului și ar trebui să o redescoperim. Zidul este un mijloc de protecție. Când se sparge un mijloc de protecție, trebuie refăcută spărtura aceea. Și este nevoie de un singur om să stea în acea spărtură. Suntem oare gata să fim omul din spărtura zidului când vedem o problemă? Sau suntem mult mai disponibili să lărgim spărtura aceea și să ne folosim de resturile care sunt? Haideți să ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru lecția care El ne-a dat voie să o învățăm.